Yeah, yeah.
Tu ești rece peste inima mea, tu ești rege peste sufletul meu, tu ești rege peste viața mea.
atingerea lui Dumnezeu de copilul vostru, protecția care fac aceste rugăciuni și cu rugăciunile voastre, desigur, pe parcursul întregii vieți. Zice că Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, a umblat printre oameni și printre copii. Știți, copiii n-au astăzi, tot timpul o să fie în centrul evenimentelor, să vadă. Și la un moment dat, ucenicii s-au supărat și au fost foarte deranjați de acest lucru și Iisus, la rândul lui, a fost deranjat, dar de alt motiv, pentru că ucenicii opreau pe părinți să aducă copiii la binecuvântare. Și Iisus le-a spus, nu îi opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Dacă nu veți face ca niște copii, adevărat, adevărat, vă spun, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci, este o lecție astăzi, ținând în brațe pe Iosif Emanuel, pe băiatul vostru, este o lecție pentru noi toți, să învățăm să fim ca niște copii la suflet. Să iertăm repede, să zâmbim repede, un copil știe să ierte, să zâmbească, să înceapă totul din nou, dar un adult, după ce se maturizează, ține câteodată ani de zile, câteodată până la finele vieții, supărarea, răutatea. De aceea, Dumnezeu nu este mulțumit cu asta de atitudine. De aceea ne pune în față un copil și de fiecare dată eu văd un mesaj că Dumnezeu ne transmite prin copii, că Dumnezeu ne vorbește să ne schimbăm inima, să fie o inimă inocentă, în sensul curat, pur, să dorim din toată inima să avem o inimă ca și a copiilor, ca a celor mici. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și să ne apropiem cu drag de acest act al binecuvântării, să rostim cuvântul lui Dumnezeu. Poți să l-am acasă. Ei, când v-am ținut și eu așa. Știu. Apreciez.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Iosif, în numele Lui. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Iosif Emanuel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Iosif Emanuel. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Tată Ceresc, aducem înaintea Ta, în numele Domnului Iisus Hristos, pe Ardelean, Iosif Emanuel. Îți mulțumim, Doamne, că L-ai trimis pe pământul acesta cu un scop anume, Doamne. Bine definit. Îți mulțumim că L-ai trimis într-o familie frumoasă, binecuvântată. Un tată și o mamă, Doamne, care vor purta de grijă pe pământul acesta așa cum trebuie, Doamne, așa cum Tu dorești, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, părinții lui Iosif Emanuel, în primul rând. Să Le ajute, Doamne, să-L crească în frică și temere de cuvântul Tău, Doamne. Ajută-L, Doamne, pe fratele nostru Sorin, Doamne, să umble în ascultare de Tine, Doamne. Să umble, Doamne, ca un tată, Doamne, credincios în toată casa lui, Doamne. De mama lui, Doamne. Te rog să o umpli cu Duhul Tău cel Sfânt, să poată, Doamne, să-i deschidă dragostea pentru cuvântul Tău, Iosif Emanuel, Doamne. Te rugăm acum, în mod deosebit, Doamne, din creștetul capului, Doamne, și până în tălpile picioarelor, Doamne, să vină Duhul Tău cel Sfânt peste Iosif Emanuel. Păzește-L de boli, păzește-L de atacurile celui rău. Păzește-L, Doamne, de răutatea oamenilor, de piciulii. Păzește-L, Doamne, te rugăm de incidente, de accidente, de cutremure, de foc, de orice lucru rău care s-ar putea întâmpla, Doamne. Niciodată să nu se întâmple unde este El. Întotdeauna, Doamne, de jur împrejurul Lui să fie îngerii Tăi să-L protejeze, în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret. Doamne, te rugăm frumos, când va fi mare, gura Lui să vorbească cu har. Mâinile Lui să fie binecuvântate în așa fel, Doamne, încât ori pe ce va pune mâna să fie sfințit, binecuvântat și multiplicat în numele Lui. Să câștige, Doamne, pâinea cea de toate zilele cu ușurință. Să umble pe căile Tale. Oriunde îi duce picioarele în lumea aceasta, să umble cu har, cu rost, cu binecuvântare și să umble în căile Tale. Te rog frumos că va fi mare și va putea să aleagă. Să aleagă pe Iisus Hristos, Tată, ca și Mântuitor al Lui. Te rog păzește-L de ideologii și curentele vremii în care va trăi, Doamne, să nu-L capteze, să nu-L captiveze atenția, Doamne, ci să umble în ascultare de cuvântul Tău Sfânt, Doamne. Te rugăm în mod deosebit, Doamne, să porți de grijă familia Ardelean cu tot ce au nevoie, Doamne. Cu tot ce au nevoie să-L crească, Doamne, cu haine, cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte, Doamne, și cu hrană și cu tot ce este nevoie, să nu ducă lipsă de nimic, eu să fie mai mult, Doamne. Te rog frumos, Doamne, ca atunci, Doamne, când va fi în mijlocul colegilor și a prietenilor, să fie o lumină, să fie sarea Pământului, Doamne. Te rog în mod deosebit atunci, Doamne, când va începe să vadă, să poată, Doamne, să discearnă ce este bun, de ce este rău, ce este adevăr, de ce este minciună, Doamne. Te rog să-L umpli cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-L că va fi mare să se nască din nou, să se nască de sus, să fie un om ceresc, nu numai un om pământesc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, ținând în brațe pe Iosif Emanuel, simt, Doamne, o prezență specială. Simt o prezență specială pentru că Tu ești cu El, Doamne. Amin. Pentru că Tu-L iubești, Doamne. Și pentru că acest copil va fi o mărturie vie. Va fi un om spre care mulți se vor uita pentru gloria Ta, pentru slava Domnului Tău, Doamne. Îți mulțumesc că m-ai ascultat și Tu vei face mult mai mult decât am știut eu să cer. Pentru că Tu ești Tatălui Ceresc și ești minunat, Doamne, în viața Lui. O să-L predau în mâinile părinților, dar mâinile Tale vor vedea asupra Lui. Amin. Pentru că mâinile Tale vor face bine întreaga Lui viață. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Dați-i frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Puteți să luați loc, puteți să mergeți la locul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fieți cu mine, vă rog frumos, la Eclesiastru, capitolul 3, să citim de la versetul 1. Astăzi vreau să vorbesc despre câteva lucruri, în câteva cuvinte, despre cum parcurgem etapele vieții. Când etapele vieții. Pentru fiecare lucru este un sezon și un timp pentru fiecare scop sub cerul. Un timp pentru a fi născut și un timp pentru a muri. Un timp pentru a sădi și un timp pentru a culege ce este sădit. Un timp pentru a ucide și un timp pentru a vindeca.
Un timp pentru a dărâma și un timp pentru a zidi. Un timp pentru a plânge și un timp pentru a râde. Un timp pentru a jeli și un timp pentru a dansa. Un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a aduna pietre. Un timp pentru a îmbrățișa și un timp pentru a se înfrâna de la îmbrățișare. Un timp pentru a obține și un timp pentru a pierde. Un timp pentru a ține și un timp pentru a arunca. Un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase. Un timp pentru a păstra tăcere și un timp pentru a vorbi. Un timp pentru a iubi și un timp pentru a urâ. Un timp pentru război și un timp pentru pace. Ce folos are cel ce lucrează în ceea ce muncește? Eu am văzut osteneala pe care Dumnezeu a dat-o fiilor oamenilor pentru a fi umiliți prin ea. El a făcut fiecare lucru frumos la timpul lui. De asemenea, a așezat veșnicia în inima lor. Așa că nimeni nu poate cuprinde lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu și pe care o face de la început până la sfârșit. Știu că nu este nimic bun în ei, decât pentru cineva să se bucure și să facă bine în viața sa. De asemenea, că orice om să mănânce și să bea și să se bucure de binele a toată munca lui, este și acesta un dar al lui Dumnezeu. Știu, de asemenea, spune Solomon, că orice face Dumnezeu va fi pentru totdeauna veșnic. Nimic nu poate fi adăugat la aceasta, nici ceva luat de la ea. Și Dumnezeu face aceasta, ca oamenii să se teamă înaintea Lui. Ceea ce a fost, este acum. Ceea ce va fi, a fost deja. Și Dumnezeu cere ceea ce a trecut. Foarte interesante cuvinte, foarte puternice cuvinte. Și este bine de să mergem puțin pe acest capitol din Eclesiastul 3 și să înțelegem niște adevăruri fundamentale pentru a ne trăi o viață frumoasă. Dumnezeu dorește ca omul să se dezvolte atât din punct de vedere fizic, cât și psihic și spiritual. A grăbi sau a amâna, a sări peste unele faze, unele etape sau stații ale vieții, creează un dezechilibru psihic, fizic și spiritual. Aș vrea să descoperiți împreună cu mine în această dimineață unde vă găsiți și să te bucuri de fiecare etapă a vieții împreună cu Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Înainte de toate vreau să știți că pe baza Bibliei, a marilor oameni al lui Dumnezeu din Biblie, femei sau bărbați, tineri sau vârstnici, orice nouă etapă a vieții, de obicei începe sau are loc printr-o criză. Nu totdeauna, dar de cele mai multe ori, o nouă etapă începe printr-o criză acută, printr-o frământare, printr-o problemă acută. De exemplu, Moise, în copilărie, când s-a născut, a trebuit să-l pună într-un coș de trestie, da? Dar a ajuns, a fost o tragedie în familia lor când s-au despărțit de Moise, dar a fost o bucurie apoi, etapa când a crescut în casa lui Faraon. Apoi, preluarea sarcinii ca și lider a fost o criză, pentru că el n-a vrut, Dumnezeu l-a provocat. Apoi, toate etapele care au fost în viața lui Moise. La fel putem vorbi despre David, la fel putem să vorbim despre Gedeon, când Dumnezeu vine în viața lui și vorbește, el ascundea, făcea evaziune fiscală, ascundea greul înteas de frica madianiților, pentru ca să nu-l ia, că asta a fost. Și Dumnezeu nu s-a supărat pe asta, pe Gedeon, ce făcea acolo, pentru că a văzut robia grea și nedreptatea lui Madian. Dar Dumnezeu, nu numai că nu se supără, dar îi dă și o nouă atitudine, o nouă perspectivă și zice, Domnul este cu tine, viteazule. Și el se șochează, cum? Și atunci vedem că Dumnezeu aduce o criză, cum? Dumnezeu îl pune să dărâme niște altare a unor idoli din casa tatălui său și din popor. Acest lucru creează o revoltă, o nemulțumire, dar Dumnezeu îl ridică pe Gedeon ca și lider pe acest fon. Și așa mai departe. Dar și în viața Domnului Iisus Hristos, în lucrarea sa. De exemplu, când s-a vestit nașterea Domnului Iisus, da? Cum a fost? Foarte, foarte neplăcut pentru Iosif. Să știe că logodnica lui, cu care nu a avut nicio relație intimă, este însărcinată. Cine a mai putut realiza până atunci și nici atunci încoace, nu? Este greu pentru mintea umană să realizeze că poate să aibă o sarcină. Numai într-un singur caz s-a întâmplat pe pământ, în cazul Fecioarei Maria, ca să aibă naștere din Dumnezeu, deci afară de relația, că Iisus nu este un produs, sau nu este un om născut dintr-o relație între doi oameni, ci este de la zămizlit de la Duhul Sfânt. Dar a fost greu, a fost foarte greu. O criză puternică în logodna lor. Apoi, când s-a născut Iisus, spune că a fost o mare frământare la palat, la Irod.
tot Ierusalimul s-a turbat împreună cu Irod. Apoi, 2000 de copii au murit, au fost uciși în Rama, Rahela jalea copiii când era cine să o mângâie, spune Biblia. Apoi, părinții lui Iisus au trebuit să fugă cu pruncul lor în Egipt. Acum, știți de ce accentez aceste faze? Pentru tine și pentru mine. Să înțelegem că orice etapă în viața noastră, înainte, este poate generată de o criză. Și să nu ne îndoim. Și să vedem că așa este viața sub soare. O să spun mai multe lucruri astăzi, în câteva cuvinte, desigur, despre viața sub soare și viața dincolo de soare. O viață care nu este sub soarele acesta fizic. Deci, apoi, la vârsta de 12 ani, a fost o criză când părinții a fost o mare îngrijorare a părinților, l-au pierdut, Maria a purtat inima ei cuvintele și toate și încă nu s-a întâmplat nimica și l-au pierdut pe Iisus în cele 3 zile când au fost la sărbătoare, la Ierusalim. A fost o criză și a fost ascultători apoi până la vârsta de 30 de ani când a intrat în lucrare. Apoi, misiunea sa întreagă, apoi sfârșitul lucrării sale, toate au fost printr-o criză. Deci, nu știu în Biblie să existe un text mai potrivit sau nici în alte cărți sau în altă literatură să fie un text mai potrivit pentru a defini momentele din viața omului. Aceste rânduri simple și scurte sunt cele care integrează toate adevărurile situate în viața noastră, știute sau neștiute, pe care preferăm să le uneori să le ignorăm constant. Nu ne interesează. Vedeți? Oricât de mult te-ai grăbi și nerăbdătoare ai fi, și tu și eu, pentru multe momente din viață pe care le aștepți cu ardoare, am înțeles și înțelegem că trebuie să ne așteptăm rândul. Amin? Oricât de grăbit ai fi, trebuie să faci pași mărunți și siguri ca să ajungi acolo unde ți-ai propus. Oricât de nepotrivit ar părea lucru ce ți se întâmplă, cu siguranță se întâmplă la momentul potrivit. Atunci când Dumnezeu le calculează toate sub soare. Am înțeles de asemenea că indiferent cât de mulți oameni întâlnești în viață, cu siguranță ei au un rol în viața ta. Și indiferent cât de departe îți doresc tu să ajungi și eu să ajung și oriunde, vei ajunge acolo când va fi vremea ta, când va fi vremea mea. De aceea vreau să ne uităm la acest text. Dar înainte vreau să mai accentuez ceva și anume că metodele lui Dumnezeu să ne formeze ca oameni, de multe ori sunt foarte ciudate. Nu sunt școlile metodele lui Dumnezeu, școlile cum le cunoaștem noi astăzi. Este școala suferinței uneori, este școala singurătății uneori, este școala durerii uneori, uneori este școala umilinței. Nu știi, uneori este școala anonimatului. Mulți ar dori să ajungă sus, pe munte, și să fie lider sau conducător sau oameni, dar să n-aibă deloc o umilință, să n-aibă suferință în viața lor, să n-aibă o durere, să n-aibă o criză, să n-aibă o singurătate. Nici cu un om din Biblie nu am văzut că s-a întâmplat așa ceva. Toți oamenii lui Dumnezeu au trecut prin zdrobiri mai ceva decât cum se numește, unde se zdrobește usturoiul? Da. Mai ceva. Pentru că toți au trebuit să se debaraseze de niște mentalități egoiste. Toți au trebuit să se debaraseze, și mai ales dacă vrei să devii un om ceresc, pentru că cred că îți dorești să devii un om ceresc împreună, este vorba de veșnicie, a fost nevoie. Etapele vieții lui Moise, de exemplu, cel puțin trei etape. A fost prinț, după aia a fost cioban 40 de ani. După aia a fost conducătorul unui popor răzvrătit și ciudat în pustie. Deci, foarte interesant că Dumnezeu te trece de la o etapă la alta, te miri, de la un lucru la altul, de la o stare la alta, și trebuie să fim obișnuiți cu schimbarea. Schimbarea este cel mai sigur lucru care ți se poate întâmpla. Crezi asta? Cel mai constant și mai sigur lucru în sub soare este schimbarea. Că lucrurile nu vor rămâne la fel. Lucrurile nu vor rămâne așa cum sunt. De aceea, ca să scoată Dumnezeu din noi smântâna, untul, cum vreți, El folosește de multe ori circumstanțe foarte ciudate. Cum am zis, suferința, anonimat, uneori umilire, uneori durere, criză, singurătate, nu-s plăcute acestea, dar nu pot să vorbesc altceva. E la modul Evanghelie pozitivă, dar nu pot să spun decât ce spune Biblia. Vedem în viața lui David, a lui Moise, a Domnului Iisus, în viața ta, în viața mea.
De aceea te rog frumos să privești altfel criza. Iacov spune în capitolul 1, versetul 3, zice, fraților, priviți, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Pentru că știm, deci noi știm ceva când trecem prin încercări. Căci, sau crize, că urmează o altă etapă. Că încercarea credinței voastre cu mult mai de preț decât aurul care pierde și totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare slava, lauda, la arătarea Domnului Iisus și să-și facă desăvârșit această lucrare. Cartea Eclesiastru, ne ocupăm acum de capitolul 3 și intrăm în miezul acestui mesaj. Cartea Eclesiastru este o carte de înțelepciune care tractează acest subiect al existenței omului și le tratează ca fiind foarte importante. Deci, ca obiect de, subiect existențial, noi trebuie să înțelegem că viața noastră nu depinde doar de alegerile noastre, ci depinde de suveranitatea lui Dumnezeu. Putem să o facem noi praf viața prin deciziile noastre, dar putem să avem o viață frumoasă dacă cooperăm cu voința și cu planul lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu asta? Deci Dumnezeu are un plan suveran. Are și un plan permisiv. Voința noastră trebuie să coopereze cu voința lui Dumnezeu ca să ajungem în împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Dar dacă noi nu cooperăm cu voința lui Dumnezeu, alegerile noastre întotdeauna vor duce la greș. Întotdeauna vor duce la rateul. Deci, capitolul 3 analizează relația dintre vremelnicie și veșnicie. Este o zicală românească care zice, timpul le rezolvă pe toate. Dar cartea Eclesiastru, capitolul 3 în special, ne arată că nu este adevărat acest proverb. Și ne demonstrează că nu este așa. Timpul nu le rezolvă pe toate. Pentru că este, în capitolul 3, de Eclesiastru, o perspectivă asupra veșniciei. Ce faci tu cu gândul veșniciei? Pentru că, după ce am citit că este un timp pentru orice lucru, Eclesiastru spune că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Și în timp ce trăim pe pământul acesta, omul începe să realizeze, imediat, chiar în adolescență, pentru că dacă ați venit aici la adolescență, la tinere, și aveți adolescenți și tineri în familie, vă dați seama că ei gândesc nu numai materialicește, nu numai pământește. Deja copilul de mic se gândește la aceste existențe, aceste lucruri veșnice și își pune problema veșniciei încă de mic. Capitolul 3 ne duce într-o altă dimensiune a cercetărilor lui Solomon pentru a descoperi sensul vieții noastre de aici, de sub soare. Ce facem cu timpul nostru? Ce facem cu vremea pe care avem la dispoziție? Însă, înainte să abordăm aceste probleme, aș dori să întreb dacă vă plac afacerile. La cine îmi place afacerile? Îmi plac. Pentru cei interesați, vedeți, asta este o problemă astăzi, că avem idei, avem gânduri, nu avem bani. Și mulți zic, dacă aș avea bani, aș face o afacere bună. S-au făcut emisiuni la televizor, cu tot felul de... au fost mediați de către investitori cu bani să financeze pe cei care au idei bune. Unii au fost finanțați, unii nu. Mulți au idei, dar bani dacă ar fi, asta este problema, că dacă ar fi bani, atunci ar fi și realizări altele. La ora actuală și indivizi, multe firme și guvernele caută surse de finanțare. Vreau să vă spun ceva. Pentru cei interesați de finanțare, am o veste extraordinară. Vă rog să o luați în serios. Deci am venit cu niște resurse. Iată deci despre ce e vorba. Cineva este dispus să dea fiecare dintre cei interesați suma de 864.000 de dolari pe zi. Asta înseamnă că pe săptămână, dacă intri în asta, primești 18.144.000 de dolari, iar într-un an 6.633.760.000 de dolari. Deci, ai 864.000 de dolari pe zi, 18.144.000 pe săptămână și 6.633.760 de dolari pe an. Lasă-mă, frate, că nu-i real. Să spun că e real. Singura condiție a celui care face creditarea este să cheltui în fiecare zi suma primită. Să o cheltui în întregime toată, deci absolut toată, pe lucruri folositoare. Asta înseamnă că trebuie să cheltuiești 864.000 de dolari pe zi. Cine ridică mâna? O zi cheltuiești, a doua, a treia, a patra.
Singura condiție a celui care face creditarea este aceasta, da? Se cheltuiește în fiecare zi suma primită. Dacă nu-i cheltuiești pe toți în fiecare zi pe lucruri folositoare, tranzacția este anulată, nu mai primești nimic și mai mult decât atât, ți se ia înapoi tot ce ți s-a dat. Trebuie să restitui întreaga sumă. În întregime. Trebuie să clarificăm secretul acestei tranzacții. În fiecare zi Dumnezeu îți dă 864.000 de secunde. Asta înseamnă 18.144.000 de secunde pe săptămână, 6.633.760.000 de secunde pe an. Înmulțește cu anii pe care îi ai și vei vedea ce capital extraordinar ți-a dat Dumnezeu, ce investiții extraordinare în dolari, nu în dolari, ci în viață. Investiția nu este pentru lucrurile de aici, de pe pământul acesta, ci pentru lumea de dincolo, care nu este sub soare. La sfârșitul vieții se trage linia și va trebui să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru modul în care ți-ai trăit viața. Deci, în atmosfera aceasta ne introduce Solomon în capitolul 3, toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul și are ceasul lui. Noi suntem așezați de Dumnezeu într-o lume mărginită de spațiu și de timp. Universul nostru este deci limitat de spațiu și de timp. Trăim în spațiu și timp. Trebuie să știm asta. Sub soare, totul este limitat de spațiu și de timp. Timpul este durata în care se petrec evenimentele, durata în care trăim, ne trăim bucuriile, viața, cunecazurile, cu toate. Durata în care se desfășoară evenimentele, fenomenele, întâmplările, faptele, se numește timp. Spațiu este locul în care ne trăim viața cu evenimentele. Trebuie să observăm însă că spațiul și timpul sunt legate unul de altul, cu toate că între ele sunt deosebit foarte fundamentale. Spațiul este reversibil, timpul este irreversibil. Spațiul este reversibil în sensul că dacă te duci undeva și nu-ți place acolo, te poți întoarce, este timp să te întorci. Dar timpul nu este așa, este irreversibil. În sensul că odată pierdute unele momente, nu se mai întorc niciodată. Nu se mai întorc niciodată. Așadar, Solomon ne spune că în vremea aceasta în care ne-a așezat Dumnezeu sub soare, în durata aceasta care se numește timp, toate lucrurile și-au vremea lor, timpul lor exact. Evenimentele care se desfășoară, oamenii care trăiesc, cu care intrăm în contact, lucrurile care se întâmplă în viața noastră, care asistăm, sunt bine încadrate de către Dumnezeu pentru voia Lui suverană, da? În timp și spațiu și toate și-au vremea lor. Absolut toate lucrurile de sub soare și-au ceasul lor, spune Biblia. Credeți aceasta? Amin. Pentru că trebuie să știm că acest text, acest capitol, nu este întâmplător în Biblie. Și vreau să mergem prin fiecare comparație acum, din ceea ce am citit. În această lume încadrată în spațiu și timp, Solomon analizează o serie de 18 evenimente, de sentimente, de relații care sunt așezate pe reche. 18 de din această categorie. Pereche. Și el spune, de exemplu, naștere și are vremea ei, moartea și are vremea ei, săritul și are vremea lui, smulgerea celor sărite și are vremea lor și așa mai departe. Sunt câteva perechi de evenimente care și-au vremea lor, spune Solomon. Nașterea și are vremea ei și începem cu nașterea. Cu acestea afirmații, cred că toți suntem de acord, amin? Că este un timp când se naște. Și am luat în brațe un copil care, în data de 26 iulie, bine zic că... August. Iulie. Bun. Atunci a fost timpul în care Iosif Emanuel să vină. N-a fost ușor. Mi-aduc aminte că au fost rugăciuni aici la biserică, au fost lupte pentru viața lui, dar uite că aveți în brațe ca un dar de la Dumnezeu. Slavă Domnului. Dar când vine vorba de moarte, nu prea suntem de acord aici. Deci, cu o certitudine fermă, Solomon afirmă că este un timp al nașterii cu care suntem de acord, dar cu aceeași certitudine fermă vorbește despre un timp al morții. Așa că, atunci când se spune că e gata, trebuie să înțelegem că e gata. Și trebuie să fim de acord cu timpul lui Dumnezeu pentru orice lucru. Sunt foarte mulți care sunt ridicoli și atunci când au pe cineva drag în sicriu, încep să apeleze că minuni, că semne, că lucruri. Mulți, acum nu dau nume, că mulți evanghelici vorbesc despre învierea din morți. Dar încă n-am văzut. Am văzut și cred în învierea din morți, cred în toată inima. Dar nu este un fenomen așa. Unii vorbesc, uite și învează pe taică tot din morți, zice că nu și-a făcut ei testamentul și chestii de genul ăsta. Este ironic. Nu este bine. Biblia, când se referă la învierea din morți, Iisus se referă la învierea din moarte spirituală în timpul.
eu știu că ați vrea să lămuriți, așa vă uitați câteodată că eu știu, dar asta este, Biblia vorbește că este o vreme când trebuie să acceptăm moartea. Sunt ridicol și se roagă și fac rugăciuni că o să-L învie Domnul și viața își urmează ciclul și evenimentele. Deci trebuie să fim de acord cu aceste lucruri, să nu fim ridicoli, ca și copii al lui Dumnezeu. Amin? Viața sub soare este încadrată între naștere și moarte. Trăim într-o lume trecătoare și viața noastră este încadrată în timp. Solomon observă că sub soare toate și-au vremea lor. De exemplu, săditul și-are vremea lui, zice mai departe, și smulgerea celor sădite, adică culegerea roadelor și-are vremea lor. Din nou este vorba de același ciclu. Se seamănă și se culege, se sădește și se smulge. Este un ciclu care începe și încheie viața unei plante. În 2 Corinteni 9:6 spune Pavel, reamintiți-vă, cine seamănă puțin, puțin va se cera, cine seamănă mult, mult va se cera. Este o lege spirituală asemănată și a culesului și fizică. Sau Galateni 6:9, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ceea ce seamă omul, aceea va se cera. Deci nu te poți aștepta să semeni, sau nimeni nu se poate aștepta să semene răutate, lăcomie, invidie, pismă și să secere bunurile vieții veșnice sau lucruri bune. Deci trebuie să înțelegem că ceea ce semănă, ceea ce semeni, aia vei culege. Unii se miră și zic, frate, dar de ce? De ce culeg asta în viața mea? A fost o vreme când ai semănat? Da, dar asta a fost acum 10 ani. Lumea spirituală nu are timp. De aceea, când vii la Hristos, trebuie să scoți afară demon, trebuie să te eliberezi ca să nu culegi ceea ce ai semănat în firea pământească. Și poți să nu culegi. De vestea bună este că Dumnezeu îți arată că poți să nu mai culegi lucrurile rele semnate în firea pământească, pentru că Hristos îți înnoiește toată viața. Credeți asta? Dar mulți nu înțeleg asta și atunci zic, dacă m-am botezat, totul s-a rezolvat. Da, s-a rezolvat multe, totul s-a rezolvat, mântuirea ta s-a rezolvat. Dar problemele legate de blesteme generaționale, problemele legate uneori de consecințe unor fapte, trebuie și ele rezolvate ca să nu vină peste tine și peste mine, pentru că se poate rezolva în numele lui Iisus. Amin? Solomon continuă. Uciderea așa are vremea ei și tămăduirea, sau vindecarea așa are vremea ei. Acum vă rog un pic de atenție. Există o vreme în care te vindeci și o alta în care nu te mai vindeci. Este o boală pe care o tratezi și se vindecă. Însă este o altă boală pe care o tratezi și nu se mai vindecă. Sunt anumite momente în care ești bolnav, strigi către Dumnezeu cerând vindecare și Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Dar vine o altă vreme în care te îmbolnăvești și spui, Doamne, ai milă de mine și dă-mi sănătate. Dar Dumnezeu îți răspunde, îți ascult rugăciunea și îți dau sănătate perfectă, dar nu aici sub soare. Dar este o vreme când tămăduirea și moartea își au vremea lor. Este un timp când vine virusul acela ucigaș în viața ta și îți ia viața. Toate și au vremea lor. Dărâmarea așa are vremea ei și zidirea așa are vremea ei. Este o vreme când zidești casa și este o vreme când vine cineva și demolează casa. Că e veche, că nu e la mod, sau știu eu ce, alte lucruri. Este asta. Dar este și o zidire spirituală. În Coloseni 3:10 zice, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar, spune Pavel, am pus temelia. Iar altul clădește deasupra, dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. Foarte mulți clădesc. Și de asta spun că nu depinde numai de voința ta. Pentru că este voia lui Dumnezeu, clădește bine, clădește corect. Pentru că vine o vreme când se testează ceea ce ai făcut, cu foc, cu încercare. Poți să faci și după bunul tău plac, Dumnezeu ți-a dat voința asta, deci poți să faci, dar nu faci bine. De aceea zice Pavel, să iei seama cum zidești deasupra. Solomon observă un aspect foarte important și noi îl observăm acum trecând prin capitolul 3. În viața de sub soare, este important când ne raportăm la lucruri și fenomene. Sentimentele și toate trăirile noastre lăuntice sunt cadate și ele în timp. Trăirile, emoțiile, sentimentele. Noi nu suntem roboți. Și sub soare se desfășoară multe evenimente în care ne implicăm afectiv și emoțional ne implicăm. Prin urmare, Solomon prezintă câteva perechi de sentimente care au loc. Plânsul și-are vremea lui și râsul și-are vremea lui. Dar sunt stări ale noastre și vine o vreme pentru fiecare. Solomon spune că trăirile noastre merg mai departe. Este o vreme când bocești și plângi pe cel care l-ai pierdut și este o înțelepciune în cuvânt care spune că 7 zile să faci o plângere pentru mort, după care să-ți speli fața, să te înviorezi și să mergi mai departe. Pentru că foarte mulți după ce au pierdut pe cineva drag, au căzut în depresie. Pentru că n-am înțeles cuvântul lui Dumnezeu că este o vreme când trebuie să te desprinzi, plângi, bun, dar este o vreme, încheie.
Și toată viața lor a devenit un doliu. Pentru că n-au înțeles acest lucru. Toată viața lor unii trăiesc în copilărie. Doresc să fie mângâiați, luați în brațe. Dar zice Biblia că dezmierdările și-au vremea lor și îndepărtarea de dezmierdările și-au vremea lor. Dacă pierdem etapele acestea și nu înțelegem că și sentimentele noastre sub soare au timpul lor și vremea lor, este când plângi, este când te bucuri, dar este o vreme când acestea trebuie încheiate ca să psihicul tău și al meu să fie în echilibru. Este foarte important echilibru și vreau să spun ceva că vorbeam de la tineri, că dacă nu faci un echilibru între trup, suflet și duh, ajungem să facă mari realizări în viață. De puține ori am reușit în viață, nu știu voi, dar de puține ori am reușit în viață, de foarte puține ori, să fac un echilibru între trup, suflet și duh. Vreau unul din detaliile ce înseamnă echilibru trupului, sufletului și a duhului, dar atâta vreau să spun că acesta este un țel al nostru, ca să facem un echilibru între trup, suflet și duh. Dar dacă nu reușim aceasta, Dumnezeu completează cu harul său. Că nu după cum noi facem, ci după harul său, însă totuși Biblia ne învață de multe ori în Biblie ca să fim cumpătați, să fim într-un echilibru. Pentru că și în Ioan, în a treia epistolă al lui Ioan, zice, prea iubitule, doresc ca și sănătatea ta să-ți meargă bine cum merge și sufletul tău și duhul tău. Sunt unii care prosperă în sănătate spirituală și sufletească, dar trupul lor este praf. Nu se îngrijesc de trupul lor. Unii care se îngrijesc prea mult de trupul lor, da? Și strânesc poftele și nu se îngrijesc deloc de duhul lor și de sufletul lor. Deci trebuie să fim într-un echilibru cât trăim sub soare. Bine, Biblia spune în Psalmul 125 că cei ce seamănă cu lacrimi vor se cerea cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Deci, trebuie să înțelegem că este o vreme pentru orice lucru. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Oare despre ce este vorba aici? Era ceva pe vremea lui Solomon, ce nu știm noi, o practică, că se aruncau cu pietre unul după altul. Era că evreii umblau cu pietre în buzunar, știți? Așa, cu colțuri puternice. Când păcătuia cineva, era prinsă cineva sau cineva într-un păcat, trebuia să-l omoare cu pietre. Era legea lui Moise, știți? După legea lui Moise. Deci, făceau așa... Acest buzunare, de restea le făcea. Dar nu la asta se referă. Cred că se referă la altceva. Dacă vrei să strici relații cu vecinul, aruncă în ograda lui cu pietre. Care dintre voi l-ați îmbrățișat pe vecinul care v-a umplut curtea sau casa cu mortăciuni, cu pietre? Să vezi să spui, vai, drag, ce bine că ai lucrat. Am medalii lucru, că și așa eram plictisit. Dacă vrei să-ți îmbunătățești relațiile cu vecinul, cu unchiul, cu mătușa, cu nații, cu socrii, cu soacra și așa mai departe, este un timp când trebuie să repar gardul, să adun molozul, pietrele care a aruncat în curtea lui, pisica moartă sau alte lucruri. Fă-i curățenie în grădină. Este o vreme în care poți să-ți îmbunătățești relațiile. Nu totdeauna ține asta, este un timp. Ce am spus că spațiul este reversibil, dar timpul este irreversibil. Este un timp când simți că se deschide relațiile și Duhul lui Dumnezeu lucrează la asta. Înspre cel cu care te-ai certat. Înspre cea cu care te-ai certat. Atunci, ține piciorul pe acea relație. Nu-i de stat atunci, nu-i de gândit. Dacă Dumnezeu deschide inima celui cu care ai fost în conflict, care i-a aruncat pietre, nu știu, poate o merita, poate trebuie și tu să spui. Ajungem imediat la gură. Poate el ți-a făcut rău și ai ocazia să spui acum, știi ce, te iert, dragilor. De obicei la Crăciun, la Paști, așa spun oamenii, că atunci trebuie să ne punem viața la bun și să fim buni și așa mai departe. Nu știu, poate atunci este timpul. Poate este în miezul verii, poate este în miezul iernii sau în miezul toamnei, nu știu. Dar este un timp când Dumnezeu îți cere să pui relațiile la bun. Să nu le legi așa. Dacă ai pierdut timpul ăla, nu le poți întoarce. Atunci e momentul. Și am văzut pe mulți dintre voi că ați fost foarte înțelepți că la momentul potrivit ați reparat, ați făcut ceea ce se poate face. Domnul să ne ajute. Este o relație între oameni și fie relațiile dintre oameni au o dinamică a lor. Trebuie să fim atenți la asta. Adevărul este că foarte puțini au o relație constantă cu cineva de-a lungul vieții. De obicei se încep vieți,
pardon, relații în viață care pe parcurs, ce se întâmplă, slăbesc. Și nu mai ești așa cum ai fost acum 10 ani, credem cu ei. Nu trebuie să te superi, este un ciclu al vieții. Între soți există momente tensionate. Sau între colegi, între prieteni, între frații din biserică. Există relații tensionate uneori. Și aceștia s-au vremea lor. De aceea, trebuie să înțelegem dinamica relațiilor. Dar mai departe, Solomon afirmă așa. Îmbrățișare și are vremea ei și depărtarea de îmbrățișare și are vremea ei. Tinerilor dragi, vă rog să luați aminte. Este o vreme potrivită pentru toate. Sub soare, lucrurile și-au rânduiala lor. Sentimentele și relațiile au rânduiala lor. Sunteți de acord? Relațiile noastre cu lucrurile din prejur își au vremea lor. Și haideți să uităm cu atenție la următoarele perechi. Căutarea și-are vremea ei și pierderea și-are vremea ei. Păstrarea și-are vremea ei și lepădarea și-are vremea ei. Păstrarea și lepădarea și-au vremea lor. Ruptul și cusutul și-au vremea lor specială. Este o vreme când cauți partenerul de viață și este o vreme când te oprești în această căutare. Unii știu că și-au găsit, îi mai caută. Trebuie să te oprești din căutare. Toate și lucrurile și-au vremea lor de sub soare și este o anumită ciclicitate. În Sparta, bărbații care refuzau să se căsătorească erau pedepsiți de lege. Așa era în Sparta. Erau pedepsiți de lege că nu vreau să se căsătorească de la anumită vârstă, o stabilită acolo conciliul local. La Atena, de exemplu, în orașul Atena, cu toate că nu exista nicio obligație juridică de a te căsători, bărbatul necăsătorit era privit cu dispreț și cu dezaprobare de către opinia publică. Se puteau eschiva de la obligațiile căsătoriei cei care aveau un frate mai mare căsătorit și cu copii, băieți, avea, dar rare ori. Deci, tinerilor, este o vreme când cauți. Dar este o vreme când se ridică cartonașul roșu. Prește din căutare. Mai departe, Solomon spune, tăcerea și-are vremea ei și vorbirea și-are vremea ei. Așadar, este o vreme când trebuie să-ți deschizi gura și este o vreme când trebuie să îți închizi gura. Să înveți să asculți. Este o vreme când trebuie să scoți o vorbă din gură, să Solomon spune ca și niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Așa este o vorbă bună spusă la momentul potrivit. Deci este o vreme când trebuie să spui și am observat ca unul care am vorbit uneori în plus, mă iertați și eu vă iert. Am văzut că nici prea mult, deci trebuie să spui numai mult decât trebuie, numai puțin. Deci este o vreme a acestor dialoguri. Și este o vreme când trebuie să vorbești. Este o vreme când trebuie să taci. Solomon spune în altă parte, în Proverbe, că și nebunul ar trece drept filozof și înțelept dacă ar tăcea. Cum se zice, dacă tăceai, filozof rămâneai. Dar asta din Biblie e luată. Dar pentru că nu știe să tacă, lumea îl vede ca nebun. Este o vreme a tăcerii, este o vreme a vorbirii. Trebuie să înțelegem toate, își au timpul lor. Solomon își continuă meditația cu următoare constatare. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Toate au un timp sub soare și suntem de acord cu toții asupra faptului că ele se derulează în timp și spațiu. Dar peste toate, deci lupta, deci sunt lupte care nu merită să intri, sunt lupte care trebuie să intri, pentru că în timpul luptei ceea ce câștigi este al tău, este un principiu în război. În timpul luptei ceea ce câștigi este al tău, ceea ce pierzi nu mai este al tău în timpul luptei. De aceea, în timpul luptei, privește timpul de luptă, vorbesc acum de luptă spirituală, nu lua arme și nu începe să declar război, că nu despre asta este vorba. Dar pe plan spiritual, când ești provocat, când ești sub asalt, sub asediu, trebuie să știi că ceea ce câștigi atunci este al tău. De aceea atunci trebuie să extinzi Împărăția Lui Dumnezeu în viața ta, să extinzi promisiunile Lui Dumnezeu și binecuvântările Lui Dumnezeu peste viața ta. Și că dacă nu, și ceea ce pierzi, să știi că nu se mai fie în posesia ta. Deci este un timp al luptei și este un timp al păcii. De aceea trebuie uneori să ridici un steag alb în familie și să spui, știi, draga mea soție, dragul meu soț, vreau să trăim în pace. Ne-am săturat și eu am văzut astfel de cupluri foarte multe, care au spus într-o zi, n-au vrut consiliere, n-au vrut altceva, dar într-o zi s-au săturat și ei de atâta luptă, așa atâta ceară, așa atâta. Ce mai ne facem viața grea și rea și amară. Hai, au ridicat simbolic, sigur, un steag de pace. În cazul extreme, eu am un steguleț simbolic de pace la consiliere și nu mai să un steag de pace. Deci,
mai sunt și cazuri de astea. Trebuie să ridici un steag de pace. Nu vreau să te mai tot acuz de tot ce călezi, tot să spun că nu ești bună sau că nu ești bun. Hei, trebuie încheiat, trebuie un timp de pace. Sunteți de acord cu asta? Este înțelept cine știe să facă pace. Pentru că îți faci ție rău dacă tot timpul ești în conflict și în război sau în lupte sau în tensiuni cu altcineva. Dar atât ce spune Solomon. Spune că peste toate acestea, zice versetul 11, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Până aici, Solomon afirmă mereu și mereu că nu este nimic trainic sub soare. În capitolul 2, versetul 11, citim, am văzut că în toate lucrurile sunt deșertăciuni și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Dar în continuare, Solomon spune că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a așezat în mintea noastră gândul veșniciei. Aceasta înseamnă că avem în adâncul ființei noastre dorul după veșnicie, după această natură a eternității. Este dorul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi și care nu ne dă pace. Dorul acesta strigă noaptea, strigă ziua, strigă cu strigăte de bucurie și din tinereții până la adânci bătrâneți noi dorim ceea ce nu aparține timpului și spațiului. Și Solomon mai face următoarea constatare. În versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Că tot ce este sub soare este o vreme când, dacă nu rugina, apa. Dacă nu apa, alte intemperii le distruge. Este degradant. Tot ce este sub soare este vremelnic, este efemer, este trecător. De aceea nu trebuie să ne legăm inima de lucrurile acestea. Să nu ne împământânim mai tare, ci să ne înduhovnicim mai tare. Și așa zice Solomon, am ajuns la cunoștința că tot ceea ce face Dumnezeu nu sub soare, ci dincolo de lumea asta este veșnic, denumește veșnic. Dumnezeu care este suveran, Dumnezeu care conduce toate lucrurile, toate galaxiile, miliarde de galaxii, tot Universul, este implicat în viața ta aici sub soare. Crezi asta? Să nu crezi că e singură sau singură. Dumnezeu se implică sub soare în viața ta, în viața mea. Până acum, Solomon ne ajută să ne uităm la ce lucrează oamenii. Și am văzut că tot ce fac oamenii și toate sentimentele oamenilor sunt marginite de spațiu, de timp și totul este degradant și de șertăciune și goană după vânt. Dar de aici, în continuare, Solomon atrage atenția că Dumnezeul veșnicilor este etern, deci, și tot ceea ce face Lui, El este veșnic. Nu este degradant, slăviți să fie Domnul. Simțim noi această dorință după cele veșnice. Simțim noi această dorință după natura aceasta care Dumnezeu a pus-o în noi. Am mai spus-o, noi suntem Duh, Suflet și Trup. Și vreau să-L spun încă o dată și să repet de câte ori pot, că cele mai importante părți ale omului, Duhul și Sufletul omului, sunt nevăzute și veșnice. Pe când ceea ce se vede este trecător, este supus. Acum și știința și fizica cuantică dovedește cât de trecătoare este materia, cât de efemeră este materia. Deci te rog foarte mult să înțelegi că este un timp pentru viață, este un timp pentru moarte, este un timp pentru cutare, este un timp pentru cutare. Să nu te superi când vin evenimente, asta este unul din scopul pentru care Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj, să nu te superi când vin evenimente mai neplăcute în viața ta, totul este în control. Totul este în știrea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te lasă să duci mai mult decât poți duce. Și văd multe capete care afirmă că așa este. Nu te lasă Dumnezeu mai mult. Nu îți îngăduie mai multe ispite și încercări. Deci Dumnezeu este implicat, așadar, în lumea de sub soare. Dumnezeu își descoperă toată această lucrare și spune că Dumnezeu face așa ca oamenii să se teamă de El. Oare, în cuvintele lui Solomon, această teamă, această frică de care vorbește Solomon aici, că Dumnezeu este un tiran, un monstru de care să ne speriem noi? Nici de cum. Ci cuvântul teamă, în limbajul lui Solomon, sau temete de Dumnezeu, sau frica de Dumnezeu, nu este ceva de speriat, ci este ceva ce te apropie de Dumnezeu. Ceva ce te apropie de veșnicie, de acele lucruri care sunt nemuritoare, netrecătoare, nesupuse putrezirii. Deci, Solomon ne avertizează astăzi și apare o mare, mare problemă. Descoperim două lumi, una sub soare și una dincolo de soare. Solomon se uită în paralel la ele și cu fiecare pas se simte tot mai atras de lumea care se află dincolo de soare. Apar o problemă cu care vreau să închei și apoi vreau să ne rugăm. Pe foarte mulți dintre noi, aceste evenimente, deci în comparație, ne prind nepregătiți. Spune-mi ce vei face dacă moartea, care și are vremea ei, te-a prins nepregătit.
Ce faci dacă dărâmatul care și-a vremea lui te-a prins nepregătit? Ce faci dacă plânsul a venit și te-a luat pe nepregătite? Ce faci dacă războiul a venit și te-a luat pe nepregătite? Ce faci atunci când te-a luat gura pe dinainte? Ce faci atunci când toate lucrurile te-au găsit nepregătit și îți distrug toată bucuria, toată pacea și îți ruinează viața? Oare putem noi să stăm la pupitul de comandă și noi să zicem, acum facem asta, acum facem asta? Descoperim că la pupitul de comandă stă Dumnezeu și nu noi. Slăvit să fie El. Că dacă îți încredințezi viața în mâna Lui, eu am avut și în familie, sigur că de-a lungul anilor și decese și evenimente și bucurii, dar așa parcă o mână suverană le-a așezat pe toate ca să nu se suprapună, să nu... Înțelegeți? Deci așa, de multe ori poate ați spus și voi, mai nu a fost mai repede, nu a fost mai târziu, parcă în timp a fost. Ai putut să mergi în călătorie și să vii și nu s-a întâmplat incidentul celălalt nedorit, pentru că ca să fii tu acolo. S-au făcut atâtea lucruri în viața ta, parcă cineva, o mână bună, caldă, plină de dragoste, le-a așezat în așa fel încât toate să fie bine. Oare putem noi controla lucrurile nici de cum? Deci dacă nu le putem controla, aș vrea să le predăm în mâna lui Dumnezeu. Aș dori să învățăm să le punem toate la picioarele Domnului, să spunem, Doamne, am încercat să le controlez. Și vreau să vă spun ceva. Atunci când noi încercăm să controlăm lucrurile, iese foarte rău. Apar tensiunile. Când lucrurile vin de la Dumnezeu, curg. Când noi încercăm să le forțăm, să le grăbim sau să le întârziem, atunci apar problemele. Dumnezeu sigur că în dragostea sa și suveranitatea sa le așează până la urmă. Dar trebuie să învățăm astăzi, pentru totdeauna, să nu grăbim și să nu întârziem lucrurile. Amin. Toate și-au vremea lor. Orice lucru de succes își are vremea lui. Trebuie să admitem că suveran peste timp și spațiu, suveran peste istorie, peste viitor, peste prezent, este bunul Dumnezeu. Care nu te va lăsa, dacă te încrezi în El, nu te va lăsa nici în lipsă de perspectivă, de viziune, nici de bani, nici de sănătate, de nimic, ci toate le faci la timpul Lui. Să nu te superi acum că am vorbit despre faptul că este o vreme când te vinde și este o vreme când vine virusul ucigaș. Să nu te superi de asta. Am dus pe ultimul drum mulți care au avut poate cancer, poate tumor, poate probleme de sănătate. De ce nu i-a vindecat Dumnezeu? Ba, Dumnezeu i-a vindecat. Dar a venit o vreme când Dumnezeu a spus, te vindec, îți dau sănătate de plină, dar nu sub soare, ci în cealaltă lume care nu este sub soare, o lume paralelă în împărăția cerurilor, acolo unde nu este lacrimă, acolo unde nu este durere, acolo unde nu este oftat, acolo unde nu este nimic, acolo nimic nu este rău, totul este desăvârșit. Poți tu, prin Duhul Dumnezeu, să realizezi acest adevăr? Poți tu să realizezi că Dumnezeu este cu adevărat în controlul tuturor lucrurilor? Poți să spui da? Amin. Haleluia, asta trebuie să fie Domnul. Haleluia. Te rog să te bucuri de fiecare etapă a vieții. Poate să duci copilul la grădiniță primul an. Poate la clasa întâia sau la clasa pregătitoare. Poate primul an copilul tău merge la liceu sau la facultate. Bucură-te! Poate ești anul în care te căsătorit. Ești bucură-te de asta. Poate ești anul în care a venit primul copil pe lume. Eu țin minte de aceste etape când ne-am logodit, când ne-am căsătorit. Când a venit primul copil pe lume. Apoi a venit al doi, a venit al treilea. Au un loc special în inima noastră care nu-l depozităm în ce, ci în de. Știți că este partiția ce și de. În duh. Nu în suflet. Doar. Pentru că mulți, datorită faptului că nu au pace cu Dumnezeu, tensionează. Vai, ce rechizit o să-i cumpăr la copil? Vai, cum o să fac? Vai, ce o să îmbrac? Zice Iisus Hristos, și a ținut mult să vorbească Iisus în predica de pe muntea asta, și a spus așa, nu vă îngrijorați cu ce veți mânca, ce veți bea, sau cu ce vă veți îmbrăca, căci toate aceste lucruri neamurile le poartă. Tatăl Ceresc știe că aveți trebuință de ele. El știe că ai nevoie de cele care să asigure de existența pământească. Și îți promit că Iisus nu o să te uite. O să-ți dea cele mai frumoase haine, bunuri, lucruri de care ai nevoie dacă te încrezi în El. Nu pismui pe cei care au. Nu te uita cu jit la cei care au. Poate au pentru că muncesc mai mult decât tine. Poate au pentru că sunt mai harnici decât tine.
Poate au pentru că este vremea în care ei seceră acum ceea ce au semănat cândva. Nu știi tu în ce sezon sunt eu. Eu nu știu ce sezon ești tu. Nu știm ce sezon urmează de mâine începând în viața ta sau în viața mea. Dar un lucru, dacă știm că suntem în mâna lui Dumnezeu, orice sezon vine, îl primim cu pace. Orice lucru și orice etapă a vieții vine, ne vom privi cu bucurie. Frate Gerasim, sau sora Cornelia, sau știu eu, care aveți nepoți. Cum a fost pe anul când ai ținut în brațe nepotul? Ce frumos, asta, sau nepoțica? Ceva nou. Cum a fost când ai ținut soțul de, sau soția de mână? Cum a fost? Ceva nou. Vreau să vă întreb. Axel, de bucurăm cu ați fost tare mult. Și Alexandra. Vreau să te întreb. E adevărat că în urma binecuvântării lui Dumnezeu, în fața altarului, nevăzut ochiului fizic, altfel este încununată relația voastră, altfel este protejată, altfel este într-un alt atmosferă vă mișcați din momentul acela. Deci lucrurile acestea care par niște ritualuri, niște acte de cult, ele de fapt nu sunt așa, ele sunt profunde. Când Dumnezeu își spune, deci doi oameni pot să fie împreună, să construiască împreună, să alerge împreună, să pună bani împreună, să pună emoțiile și tot. Dar dacă, vedeți, sub ceruri și sub toate aceste trăiri care sunt, este de asemenea important ca să fie binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn și vă încurajez să faceți cât timp sunteți sub soare, sub această lume, da? În această lume, să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu și să-L implicăm în actul căsătoriei noastre. Să-L implicăm pe Dumnezeu în actul, în fiecare act din viața noastră. Dacă în timp ce suntem sub soare, noi ne expunem celui care este suveran peste timp și spațiu, vom vedea diferența. Vom vedea diferența. Și vom fi binecuvântați. Amin. Este cea mai mare șansă pe care o primești în viață să te împaci cu Dumnezeu, să devii copil al lui Dumnezeu și să-ți pui viața întreagă în mâna lui Dumnezeu. Și atunci și sub soare și dincolo de soare, în lumea necunoscută încă minții omenești, acolo să ai fericire eternă. Nu chin veșnic, nu regrete veșnice, nu dureri veșnice, ci bucurie veșnică. Este la dispoziția ta alegeri și umblă în aceste lucruri. Amin. Încheiem cu rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, din adâncul ființei noastre, Doamne, îți mulțumim foarte mult că și astăzi, prin Duhul Sfânt, ne-ai vizitat. Îți mulțumim că am avut un timp de închinare și de laudă prin care am lăudat frumosul Tău nume, un timp în care am simțit Duhul Sfânt la lucru. Îți mulțumim pentru cei care ne-au vizitat astăzi, biserica, te rugăm să-i binecuvintezi pe ei, casele lor, copiilor, Doamne, familiile lor și tot ce este legat de ei să fie binecuvântat de Tine, Doamne. Și să simtă cu adevărat că în locul acesta Tu, Doamne, ai coborât și Te-ai întâlnit cu ei și ei sunt marcați de binecuvântarea Ta. Amen. Îți mulțumim pentru cuvântul care ne-a servit astăzi pentru hrană, Doamne. Că Tu ai spus că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Ta. Amen. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat efemeritatea și vremelnicia acestei lumi sub soare și ne-ai deschis orizonturile vieții veșnice, Doamne. Acolo vrem să ajungem, acolo vrem să rămânem, Doamne, cu Tine. Acolo vrem să trăim, Doamne. De aceea, binecuvintează-ne pe toți, Doamne. Și în săptămâna în care intrăm, să facem fapte vrednice, Doamne, de numele pe care îl purtăm. Păzește-ne de accidente, de moarte, de rău, de pericole pe care cel rău încearcă totuși să le aducă în viața noastră. Te rugăm, pune gărzi îngerești în jurul nostru, în jurul familiei noastre, în jurul afacerilor noastre, Doamne, a muncii noastre, în tot pe ce pune mâna să fie binecuvântat de Tine, Doamne. Te rog, poruncește îngerilor Tăi, Doamne, să tăbărească în jurul nostru, a celor care se tem de Tine, Doamne. Și să umblăm în reverență și în dragoste față de Tine. Îți mulțumim pentru toate lucrurile. Te iubim, Tată, Te iubim, Iisuse, Te iubim, Duhul Sfânt, Te adorăm, Te preamărim, Te cinstim, Doamne. Întreaga noastră viață vrem să fie un altar pe care să jertfim, Doamne, mulțumiri, recunoștință, bucurie și încredere, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai ridicat speranța astăzi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru jertfele care s-au dus aici la biserică. Înmiește, însutește, răsplătește, Doamne, cum știi Tu mai bine pentru fiecare în parte și cu mare nevoie, Doamne. Vă rog în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ca cele etape ale vieții noastre care par mai grele, care par mai privare umbrei morții, care par mai dureroase și mai pline de suferință, să le acceptăm, Doamne. Pentru că atunci când le acceptăm, noi ieșim biruitori prin ele, Doamne.
Pentru toate îți mulțumim. Pentru încercări, pentru binecuvântări. Pentru viața frumoasă pe care ai pregătit-o pentru noi îți mulțumim, Doamne. Și pentru că știm că când vom părăsi lumea de sub soare, vom fi veșnici cu Tine, Doamne. Trăim cu această speranță? Mergem de la slujba astăzi cu această speranță? Credință, ferm convingere că Tu ne-ai pregătit un loc minunat, că acolo unde ești Tu să fim și noi. Și trăim cu această speranță sub soarele acesta, Doamne, cu mulțumire. Tată, Te slăvim. Iisuse, îți mulțumim. Duhul Sfânt, rămâi cu noi și în noi și Biserica Lui spune. Amin. Fiți foarte, foarte binecuvântați. O săptămână plină de har și de binecuvântări Dumnezeu și la voi.